Sunt momente de cumpănă și de profundă tulburare în lumea creștină după ce unul dintre marile ei simboluri, Catedrala Notre-Dame din Paris, s-a ars ca un rug. În săptămâna cea grea a patimilor pentru credincioșii romano-catolici, după o lungă perioadă de mișcări sociale, Franța întreagă a văzut pe viu cum focul este gata să distrugă ce nu au reușit două războaie mondiale. Tot acoperișul acestei bijuterii gotice, supranumită și inima Parisului, este de acum cenușă, iar turla care se înălța mândră deasupra catedralei s-a prăbușit. Pe parcursul a 9 ore ce au părut ani, omenirea a resimțit aceste pierderi ca o imensă arsură, pentru că Notre-Dame este până la urmă un bun universal. Incendiul a izbucnit după 7:30 seara, ora României, când focul a cuprins mansarda catedralei gotice, dar s-a extins fulgerător. Mi se rupe sufletul, efectiv. Nu am cuvinte. Sute de oameni au asistat paralizați de spaimă și cu ochii în lacrimi la scena dureroasă în care turla înaltă de 93 de metri, făcută din 500 de tone de lemn și 250 de tone de plumb, s-a prăbușit. În acel moment, părea că arde și cerul. Vâlvătăile au înghițit întregul acoperiș. Cea mai veche parte a șarpantei era de secol XIII, iar cea mai recentă de peste 200 de ani. Autoritățile au evacuat în grabă catedrala și au organizat o amplă intervenție, care s-a dovedit însă extrem de dificilă. 400 de pompieri au fost mobilizați la fața locului, dar cu toate cele 9 poduri care ajung pe această insulă din mijlocul Senei, le-a fost greu să răzbată în traficul aglomerat. Deși părea că dau dovadă de lentoare, experții internaționali laudă efortul militarilor francezi, care au pompat apă din Sena și au folosit scări și brațe telescopice pentru dirijarea jeturilor de la înălțime. Nu ar fi avut altă soluție, întrucât înălțimea și structura edificiului au făcut ca flăcările să fie alimentate din plin cu oxigen. În plus, învelișul de piatră i-a împiedicat pe pompieri să ajungă rapid la focul care ardea bârnele din lemn de stejar care susține acoperișul. Tulburați de cele întâmplate, sute de parizieni au îngenunchiat și au intonat imnuri religioase. În apropiere de Notre-Dame a ajuns într-un suflet și președintele Emmanuel Macron. Vizibil marcat și pe cale să izbucnească în plâns, acesta a promis că edificiul simbol al Franței va fi reconstruit din propria cenușă. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Un preot care a salvat oameni și în timpul atacurilor teroriste de la Bataclan e lăudat drept erou, după ce a intrat în edificiul cuprins de foc alături de pompieri și a salvat Sfântul Sacrament și coroana de spini, care ar fi fost purtată de Mântuitorul la răstignire. La Vierge Marie, elle est quand même là, qu'on a sauvé la couronne d'épines, la tunique de Saint-Louis, on a pu sauver, je pense, quelques calices, le trésor n'est pas atteint. Et puis à l'intérieur, ils ont essayé de sauver quelques tableaux, mais les grands tableaux, vous savez, pour enlever les grands tableaux, c'est impossible. Monument arhitectonic faimos în lumea întreagă și simbol universal al creștinismului occidental, Notre-Dame veghează asupra Parisului de mai bine de 8 veacuri. Piatra de temelie a fost pusă în 1163, dar catedrala avea să fie gata abia în 1345, după 182 de ani de muncă. In Worten, so kann man es sagen, viele Kirchen und Kathedralen Europas haben die Kathedralen in Frankreich. Aici a fost încoronat Napoleon Bonaparte și tot aici Papa Pius al X-lea a beatificat-o pe celebra eroină Ioana d'Arc. Clădirea a devenit faimoasă și datorită romanului lui Victor Hugo, Cocoșatul de la Notre-Dame. Secole întregi de istorie, o revoluție și două războaie mondiale nu au reușit să o distrugă, până noaptea trecută, când părea că se va nărui.
Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.